Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag. Continuare. Capitolul 4. Găitanele albastre. Pe toată această întindere între roțile dințate ale marelui stabiliment de noapte, undeva este măcinat sufletul nostru, iar carnea târnă precum strențele pe un milog. Noi suferim prea mult, suntem prea cufundați în durerea noastră ca să mai aruncăm o privire pătrunzătoare, profetică, spre acei călăi nocturni care ne supun la suplicii. Prea plinul durerii din lăuntrul nostru ne potopește ochii. Altfel, ce mai istorici am fi pentru călăii noștri, ei înșiși nu s-ar putea descrie în carne și oase. Dar vai! Toți foștii deținuți își amintesc cu deamănuntul despre ancheta lor, cât au fost ei dechinuiți și ce mârșăviile au fost mulse. Cât despre anchetator, deseori nici numele nu și-l mai amintesc, dar aminte să se mai gândească la acest om. Tot astfel și eu, despre oricare dintre tovarășii de celulă, pot să-mi amintesc mult mai multe lucruri și dintre cele mai interesante, decât despre căpitanul securității de stat, Ezepov, cu care nu de puține ori am stat față-înfață în cabinetul lui. Ne rămâne o singură amintire comună și neîndoielnică. Dominația putregaiului, spații întinse, afectate pe de-a întregul de putreziciune. Și chiar după ce au trecut decenii, fără niciun acces de dușmănie sau ranchiună, cu inima domolită, unde totul s-a sedimentat și s-a limpezit, păstrăm această impresie peremptorie despre niște oameni josnici, oneroși, răi și care, poate, s-au încurcat, abătându-se de la calea dreaptă. Este cunoscut faptul că Alexandru al II-lea, chiar acela împresurat de revoluționari care au vrut să-l omoare de 7 ori, a vizitat într-o zi casa de închisoare preventivă de pe strada Șpalernaia, mătușa casei celei mari, și a poruncit să fie închis în celula 227, unde a rămas mai bine de un ceas. A vrut să se pătrundă de starea de spirit a celor pe care îi ținea închiși acolo. Nu putem să nu recunoaștem că pentru monarh acesta a fost un impuls moral, o necesitate și o încercare de a privi lucrurile dintr-un unghi spiritual. Este însă cu neputință să ne închipuim pe vreunul dintre anchetatorii noștri până la Abakumov și Beria, că ar fi dorit să intre în pielea unui arestat, să stea și să mediteze într-o celulă. Serviciul nu le impune necesitatea de a fi oameni instruiți, de cultură vastă și vederi largi, și ei nu sunt așa. Serviciul nu le impune necesitatea de a gândi logic, și ei nu sunt așa. Serviciul le impune doar să îndeplinească exact directivele și să fie nesimțitori față de suferințe. Așa ceva ei pot să facă, așa pot să fie. Noi cei care am trecut prin mâinile lor simțim că ne sufocă tagma lor, complet lipsită de orice reprezentări general umane. Fără îndoială, anchetatorii își dădeau seama clar că toate cazurile erau umflate. Excluzând consfătuirile, ei nu puteau să-și spună unul celuilalt și sieși că demască criminali. Și totuși, procesele verbale pentru putrezirea noastră le scriau neobosiți, filă după filă. În felul acesta rezulta principiul care se aplică în lumea hoților. Mor tu azi, că mor eu mâine. Pentru ei era clar că toate cazurile erau umflate și totuși continuau să lucreze an după an. Cum vine asta? Fie că se forțau să nu gândească, iar asta însemna deja distrugerea omului, fie că acceptau pur și simplu, așa trebuie. Cel care le scrie instrucțiunile nu poate să greșească. Dar parcă și naziștii argumentau tot așa. Comparația Gestapo-MGB nu poate fi evitată de nimeni. Coincid prea mult și anii și metodele. Comparația cea mai firească o pot realiza doar cei care au trecut și pe la Gestapo și pe la MGB, precum Evgeni Ivanovici Divnici, emigrant. Gestapo-ul l-a acuzat de propagandă comunistă printre muncitorii ruși din Germania, MGB-ul de legături cu burghezia mondială. Concluzia lui Divnici nu este favorabilă MGB-ului. Schingiau și acolo și aici. Gestapo-ul totuși căuta să afle adevărul, iar când acuzația a căzut, Divnici a fost eliberat,
NGB-ul însă nu căuta adevărul și nu avea intenția de a scăpa din ghiare pe cei care i-a înhățat. Ori toate acestea erau roadele învățăturii înaintate ale ideologiei de granit. Anchetatorul din lugubrul Orotucan, în misiune disciplinară pe Colima în 1938, înduioșat că M. Iurie, directorul combinatului din Crivoi Rog, a consimțit foarte ușor să semneze procesul verbal care îl trimite pentru a doua oară în lagăr, într-un moment de răgaz, i-a spus: „Tu crezi că nouă ne face plăcere să exercităm influență?” Un eufemism delicat pentru tortură. „Noi însă trebuie să facem tot ce ne cere partidul. Tu ești un vechi membru de partid. Spune ce-i face în locul nostru.” Și se pare că Iurie aproape că a fost de acord cu el. Poate de aceea a și semnat atât de ușor, pentru că el însuși gândea așa. Era destul de convingător. Cel mai adesea, din cinism, găitanele albastre înțelegeau modul cum funcționa mașina de tocat carne și erau încântați de el. Anchetatorul Mironenko, de la lagărele Gida, 1944, îi spunea condamnatului Bahici, mândrindu-se cu logica raționamentului său: „Ancheta și judecata nu sunt decât o formalitate juridică. Ele nu mai pot să vă schimbe destinul, stabilit dinainte. Dacă trebuie să fiți împușcat, chiar dacă sunteți absolut nevinovat, tot o să vă împuște. Dacă însă trebuie să fiți achitat, asta probabil se referea la ai lor, oricât de vinovat ați fi, veți fi reabilitat și achitat.” Șeful secției întâi de anchetă a Comitetului Regional al Securității de Stat a Kazahstanului de Vest, Kushnariov, i-a declarat de-a dreptul lui Adolf Civilko: „N-o să te elibereze dacă ești din Leningrad, adică membru de partid cu vechime îndelungată.” „Omul să existe, cazul îl confecționăm noi”, spuneau mulți dintre ei glumind. Acesta era proverbul lor. Pentru noi însă însemna tortură, pentru ei treabă bine făcută. Soția anchetatorului, Nicolai Grabishenko, Volgo Canal, le spunea înduioșată vecinilor: „Coleal meu este un lucrător foarte bun. Unul n-a vrut să mărturisească mult de vreme și îi lau în credința lui Colea. Colea a vorbit cu el toată noaptea și acela a mărturisit.” Oare de ce s-or fi înhămat ei cu atâta râvnă în această cursă, nu pentru adevăr, ci pentru numărul celor prelucrați și condamnați? Pentru că așa le era cel mai comod, să nu se abată de la făgașul comun. Pentru că aceste cifre însemnau viața lor tihnită, retribuția lor suplimentară, recompensele, avansarea în grad, extinderea și bunăstarea organelor înseși. Dacă cifrele erau satisfăcătoare, puteau să și trândăvească, să mai dea și puțin rasol, să chefuiască noaptea, ceea ce și făceau. Cifrele scăzute însă ar fi dus la destituire, la retrogradare, la pierderea acestei sinecuri, fiindcă Stalin nu ar fi putut crede că s-ar putea găsi vreun raion, oraș, ori unitate militară unde să nu aibă dușmani. Deci nu din sentimentul carității, ci acela al ultrajului și furiei se aprindea în ei față de acei deținuți prea îndărătnici care nu voiau să se încadreze în cifre, care nu cedau nici la nesomn, nici la carceră, nici la înfometare. Refuzând să recunoască, ei prejudiciau situația personală a anchetatorului, parcă pe el însuși voiau să-l doboare, așa că toate măsurile erau bune. La război ca la război. Așa că, poftim, furtunul în gât și satură de apă sărată. Frustrați de sfera superioară a existenței umane, prin natura activității și prin alegerea de viață făcută, slujitorii stabilimentului albastru trăiau cu și mai multă plenitudine și lăcomie în sfera inferioară. Și acolo erau stăpâniți și dirijați, pe lângă foame și sex, de cele mai puternice instincte ale existenței inferioare, instinctul puterii și instinctul câștigului. Mai cu seamă instinctul puterii, în deceniul din urmă el s-a dovedit mai important decât banii. Puterea este o travă, se știe de milenii, fie ca nimeni niciodată să nu dobândească putere materială asupra altora. Însă, pentru un om care crede că deasupra noastră, a tuturor, există ceva superior și astfel este conștient de limitele sale, puterea nu este încă mortală. Pentru oamenii lipsiți de sfera superioară, puterea este captomaina, acea otravă care rezultă din putrefacția proteinelor animale. Odată infectați, nu mai au scăpare.
Țineți minte ce scrie despre putere Tolstoi? Ivan Ilici ocupa o funcție foarte importantă care îi dădea posibilitatea să nenorocească pe oricine ar fi vrut. Toți oamenii, fără nicio excepție, se aflau în mâinile lui, oricare dintre ei, oricât de important ar fi fost, putea fi dus la el în calitate de acuzat. Păi asta se referea la oamenii noștri în albastru, aici nu mai e nimic de adăugat. Conștiința acestei puteri și posibilitatea de a o atenua, menționează Tolstoi, dar asta nu-i privește pe băieții noștri, constituia pentru el interesul principal și tot farmecul acestui serviciu. Dar ce spun farmecul? Mai degrabă deliciul, încântarea, fiindcă nu poate fi altceva decât încântare. Tu ești încă tânăr, în paranteză fie spus, ești un mucos. Încă nu de mult se necăjau părinții cu tine, nu știau cum să te căpătuiască, fiindcă ești prost și nu vrei să înveți. Dar ai făcut 3 ani la școala aceea și ce avânt ai luat? Cum s-a schimbat poziția ta în viață? Cum ți s-au schimbat mișcările și privirea și felul cum îți întorci capul? Are loc ședința Consiliului Științific al unui institut. Tu intri și toți observă, chiar tresar. Tu nu te așezi pe locul celui care prezidează. Să se ocupe rectorul de treaba asta. Tu te așezi mai la o parte, dar toți înțeleg că aici tu ești cel important. Tu reprezinți serviciul special. Tu poți să stai numai 5 minute și să pleci. Acesta e avantajul tău față de profesori. Tu poți fi chemat de treburi mai importante. Dar apoi, parcurgând cu ochii, ori mai bine cu buzele, rezoluția lor, îi vei spune rectorului: nu se poate, există considerente. Și gata, nu se va mai face nimic din ceea ce a hotărât Consiliul. Ori dacă ești doar un locotenent de la secția specială a armatei sau de la SMERJ, un colonel bătrân și corpolent, comandantul unității, se ridică în picioare când intri tu, se străduiește să te lingușească, să-ți fie pe plac. El nu va bea un păhărel cu șeful statului major fără să te invite și pe tine. Nu are nicio importanță că tu ai doar 2 steluțe mici, asta e chiar amuzant, fiindcă steluțele au cu totul altă greutate, se măsoară după o scară diferită de cea a ofițerilor obișnuiți și uneori într-o misiune specială ți se permite să pui steluțe, să zicem, de major. Asta ca un pseudonim, ca un element convențional. Asupra tuturor oamenilor din această unitate militară, ori din această uzină, ori din acest raion, tu ai o putere incomparabil mai mare decât a comandantului, a directorului, a secretarului comitetului raional. Aceia dispun de serviciul, de salariul, de bunul renume al subalternilor, pe când tu, de libertatea lor. Și nimeni nu va cuteza să vorbească despre tine la o ședință, nimeni nu va cuteza să scrie despre tine la un ziar, nici măcar de bine. Ca și cum ai fi o divinitate, nici măcar numele nu-ți poate fi pomenit. Tu ești, tu existi, toți îți simt prezența de parcă nici nu existi. Iată de ce tu ești mai presus de puterea manifestată de când ți-ai pus în cap această caschetă de culoarea cerului. Ce faci tu? Nimeni nu îndrăznește să controleze, în vreme ce tu poți controla pe oricine. De aceea, față de cetățenii așa numiți simpli, care pentru tine nu sunt decât niște butuci, este preferabil să abordezi o expresie enigmatică, profund meditativă. Căci numai tu cunoști considerentele speciale, nimeni altcineva. Și de aceea tu ai întotdeauna dreptate. Dar niciodată să nu uiți că și tu ai fost tot un buștean la fel, dacă nu ai fi avut fericirea să devii o veriguță a organelor, această făptură vie, flexibilă, masivă, care sălășluiește în stat precum tenia în lăuntrul omului. Și acum totul este al tău, totul pentru tine. Dar să fii credincios organelor, vei fi întotdeauna sub ocrotirea lor și te vor ajuta să înghiți pe toți cei care te vor ofensa și să înlături din cale orice obstacol. Dar să fii credincios organelor, să faci tot ce ți ordonă. Ele chipzuiesc pentru tine locul ce urmează să-l ocupi. Astăzi ești la serviciul special, dar mâine vei ocupa fotoliul de anchetator, pe urmă poate vei pleca etnograf pe lacul Seligher, în parte poate pentru a-ți tămădui nervii. Și apoi, din orașul unde ai devenit prea faimos, vei pleca poate într-un alt capăt al țării ca împuternicit cu problemele cultelor, crudul anchetator din Iaroslav Volkopialov, împuternicit cu problemele bisericești în Moldova. Sau vei deveni secretar al Uniunii Scriitorilor,
un alt Ilin, Victor Nicolaevici, un fost general locotenent în securitatea statului. Nimic să nu te mire. Adevărata menire a oamenilor și adevăratele lor ranguri nu le cunosc decât organele. Pe ceilalți îi lasă pur și simplu să se joace. Ce mare scofală un maestru emerit al artei, ori erou al ogoarelor socialiste, nu ai decât să sufli și au dispărut. Tu cine ești? A întrebat generalul Serov la Berlin pe biologul de renume mondial Timofeev Resovski. Dar tu cine ești? A întrebat la rândul lui Timofeev Resovski cu îndrăzneala ei căzăcească înnăscută. Sunteți savant? S-a corectat Serov. Firește, meseria de anchetator cere multă trudă. Trebuie să vii ziua, să vii seara, să stai ceasuri de-a rândul, dar să nu-ți bați capul cu probele. Asta să fie grija inculpatului. Nu trebuie să te întrebi dacă e sau nu vinovat, fă cum e bine pentru organe și totul va fi grozav. Numai de tine va depinde ca să conduci ancheta într-un mod cât mai plăcut, fără să te obosești prea tare, bine ar fi să tragi și un oarecare folos, ori măcar să te distrezi. Și cum ești obligat să stai ore în șir pe scaun, brusc, ți-a trecut prin minte o nouă metodă de influențare. Evrica. Telefonează prietenilor, treci prin cabinete, povestește-le, va fi foarte amuzant. Haide, spăiți, să încercăm. Pe cine? Căci e plicticos să vezi mereu același lucru. Te plictisesc acele mâini tremurătoare, acei ochi imploratori, acea obediență din lașitate. Măcar te s-ar împotrivi vreunul. Îmi plac adversarii puternici. E tare plăcut să le frângi coloana vertebrală. Așa i-a spus anchetatorul leningrănean Shitov lui G.G. Și dacă este atât de puternic că nu cedează nicicum și toate procedeele tale nu dau niciun rezultat. Ești furios? Nu căuta să-ți înfrânezi furia. Este o plăcere nemaipomenită. O încântare să-ți dezlănțui furia fără nicio limită. Într-o astfel de stare, deținutul este scuipat în gura deschisă și brât cu fața în scuipătoarea plină. Așa s-a întâmplat cu Vasiliev la Ivanov Razumnik. Într-o astfel de stare, preoții sunt râți de părul împletit în coadă. Într-o astfel de stare, inculpatul îngenunchiat este izbit în față cu jeturi de urină. După o astfel de furie turbată, te simți cu adevărat bărbat. Ori, de pildă, interoghezi o fată pentru relații cu un străin. Esther R., 1947, după ce îi spui niște mârlănii, o întrebi. De ce, chestia americanului e șlefuită în fațete precum cristalul sau cum? Ce-ți mai trebuia? Ale rușilor nu-ți ajungeau? Și brusc îi vine o idee. Asta o fi învățat ceva de la străin. Nu scăpa ocazia. Asta e exact ca o delegație în străinătate. Și începi să o interoghezi cu pasiune. Cum? În ce poziție? Și mai cum? Cu deamănuntul? Fiecare detaliu. Îmi prind bine și mie și le povestesc și băieților. Fata, roșie toată și cu ochii în lacrimi, îndrăsnește să spună că asta nu are nicio legătură cu cazul. Ba, are legătură, vorbește. Și iată ce înseamnă puterea ta. Ea îți povestește cu deamănuntul, dacă vrei îți face și un desen, dacă vrei îți arată și cu trupul. Nu are altă ieșire. În mâinile tale se află carcera ei și condamnarea ei. Ai cerut o stenografistă, anchetatorul Pohilco, GB-ul din Chemerovo, ca să noteze interogatoriul. Ți-au trimis una drăguță și tu, numai decât, îi bagi mâna în sân de față cu inculpatul, un băiețel, Mișa B., școlar. Nu te jenezi de el, ca și cum n-ar fi om. De fapt, de cine să te jenezi? Dacă îți plac femeile, cui nu-i plac? Prost ai fi să nu te folosești de poziția ta. Unele vor fi atrase de poziția ta, altele vor ceda de frică. Ai întâlnit undeva o fată, ai pus ochii pe ea, va fi a ta, n-are ce face. Ai pus ochii pe nevasta altuia, este a ta. Pentru tine e o nimica toată să-i aranjezi bărbatul. De multă vreme am un subiect de povestire. Soția depravată. Însă cred că nu o s-o mai scriu. Iată-l. Într-o unitate de aviație din Extremul Orient, în ajunul războiului din Coreea, un locotenent colonel, întorcându-se dintr-o misiune, a aflat că soția lui se află în spital. S-a întâmplat ca medicii să nu-i ascundă că organul ei genital a fost vătămat ca urmare a unui contact sexual patologic. Locotenentul colonel s-a repezit la nevastă sa și a făcut-o să mărturisească.
Vinovatul era un locotenent major de la secția specială a unității lor. Se pare însă că abusese și consimțământul ei. Furios la culme, locotenentul colonel s-a dus numai decât la cabinetul locotenentului de la secția specială, a scos pistolul, amenințându-l că îl împușcă. Foarte curând însă, locotenentul major l-a făcut să se plece și să iasă de la el distrus, nenorocit. L-a amenințat că îl va trimite să putrezească în cel mai cumplit lagăr, unde se va ruga la Dumnezeu să moară ca să scape de chinuri. I-a ordonat să-și primească soția așa cum este, se pare că ceva îi se dereglase iremediabil, să trăiască împreună, să nu îndrăznească să divorțeze, să nu îndrăznească să se plângă. Acesta va fi prețul libertății lui. Și locotenentul colonel a îndeplinit totul în tocmai. Toate acestea mi le-a povestit șoferul acelui agent de la secția specială. Au fost probabil multe cazuri similare. Acesta era domeniul cel mai ispititor pentru folosirea puterii. În 1944, un agent al securității de stat a obligat-o pe fiica unui general de armată să se mărite cu el, amenințând-o că altfel îl aruncă pe tatăl ei în închisoare. Fata avea un logodnic, dar ca să-și salveze tatăl, s-a măritat cu agentul de securitate. În scurta ei căsnicie a ținut un jurnal la zi, l-a dat iubitului ei, apoi s-a sinucis. Nu. Ca să știi ce înseamnă, trebuie să trăiești sentimentul de a fi o caschetă albastră. Orice lucru pe care l-ai văzut este al tău. Orice apartament pe care ai pus ochii este al tău. Orice muier este a ta. Pe orice inamic îl spulberi din cale. Pământul de sub picioare este al tău. Cerul albastru. Cerul albastru de deasupra este al tău. Cât despre dorința de îmbogățire, este patima lor generală. Cum să nu folosești asemenea putere și asemenea lipsă de control ca să te îmbogățești? Trebuie să fie un sfânt. Dacă ne-ar fi dat să aflăm forța motrice secretă a anumitor arestări, am fi constatat cu uimire că, în cadrul legității generale de a băga la închisoare, alegerea particulară, cine să fie arestat, sorții fiecăruia, în trei sferturi dintre cazuri depindeau de cupiditatea și spiritul răzbunător al oamenilor, iar jumătate dintre acele cazuri de rapacitatea NKVD-ului local, ferește și a procurorului, să nu-l lăsăm la o parte. Cum a început, de exemplu, călătoria de 19 ani în arhipelaga lui Vasili Grigorievici Vlasov? De la faptul că el, ca director al Uniunii Raionale a Cooperației de Consum, a organizat vânzarea unor produse textile pentru activul de partid, că nu a fost pentru popor, n-a deranjat pe nimeni. Și soția procurorului nu a putut să cumpere. Nu a fost acolo, iar procurorul Rusov n-a îndrăznit să se apropie el însuși de Teșghea și lui Vlasov nu i-a trecut prin minte să-i spună o să vă pun deoparte. Dar prin firea lui nu ar fi spus niciodată așa ceva. În plus, procurorul Rusov și-a adus la cantina partidului, cu circuit închis, un prieten care nu avea legitimație acolo, adică era un grad inferior. Iar șeful cantinei nu i-a permis acestuia să prânzească acolo. Procurorul i-a cerut lui Vlasov să-l sancționeze, dar Vlasov nu l-a sancționat. În plus, a ofensat într-un mod nepermis NKVD-ul raional și a fost inclus în opoziția de dreapta. Considerentele și actele găitanelor albastre sunt atât de meschine încât rămâi stupefiat de mirare. Agentul operativ Senchenko i-a luat unui ofițer de armată arestat porthartul și geanta, folosindu-le în fața lui. Unui alt arestat, cu ajutorul unei șmecherii în procesul verbal, i-a luat mânușile de fabricație străină. În timpul ofensivei i-a afectat în mod deosebit că nu sunt primii la adunarea trofeelor. Agentul Serviciului de Contraspionaj al Armatei A48-a, care m-a arestat pe mine, a pus ochii pe portțigaretul meu, care nici măcar nu era un portțigaret, ci o cutie nemțească de birou, de o culoare purpurie atrăgătoare. Și pentru această porcărie a recurs la o întreagă manevră profesională. Mai întâi, nu a trecut-o în procesul verbal. Asta puteți să o păstrați. Pe urmă a ordonat să fiu din nou percheziționat, știind prea bine că altceva nu mai am în buzunare. Aha, asta ce este? Confiscat. Și ca să nu protestez, la carceră cu el. Care jandarm țarist ar fi îndrăznit să se poarte astfel cu un apărător al patriei?
Fiecărui anchetatorii se repartizau o anumită cantitate de țigări pentru stimularea celor ce mărturiseau și a turnătorilor. Bineînțeles că erau și dintre aceia care le sfeteriseau pentru ei. Furau chiar și în orele de anchetă, ore care li se plăteau îndoit. Noi băgam de seamă că în procesele verbale de noapte, durata de la și până la era exagerată. Anchetatorul Fiodorov, gara Reșotă, cutia poștală 235, în timpul percheziției din apartamentul cetățeanului liber Kozuhin, a furat el însuși un ceas de mână. Anchetatorul Nicolai Fiodorovici Krușkov, în timpul blocadei Leningradului, i-a declarat Elisavetei Victorovna Strahovici, soția inculpatului K.I. Strahovici, al cărui anchetator era: "Am nevoie de o plapumă cu vată, să mi-o aduceți." Ea i-a răspuns: "Camera unde am pus lucrurile călduroase este sigilată." Atunci el s-a dus la ea acasă, fără să rupă sigiliul pus de securitate, a demontat clanța ușii. "Iată cum lucrează NKVD-ul," i-a explicat el voios. Și a început să scoată de acolo lucrurile călduroase, vârând prin buzunare și câteva cristaluri. Elisaveta Victorovna, la rândul ei, a scos și ea ce a putut dintre lucrurile ei. "Destul cât a scos," a oprit-o el, continuând să scoată. În 1954, această femeie energică fu neînduplecată. Soțul ei iertase totul, chiar și faptul că îl condamnaseră la moarte și încerca să o facă să se răzgândească. Nu trebuie. A depus ca martor împotriva lui Krușkov. Întrucât Krușkov nu făcea așa ceva pentru prima oară, astfel erau încălcate interesele organelor, el a primit 25 de ani. Oare însă pentru multă vreme? Cazuri asemănătoare sunt fără număr, pot fi editate 1000 de carii albe și, începând din 1918, numai să fie chestionat sistematic foștii deținuți și soțiile lor. Poate că există și au existat găitane albastre care nu au furat și nu și-au însoșit nimic niciodată, dar eu nu-mi pot imagina nici de cum un astfel de găitan albastru. Pur și simplu nu înțeleg. Dat fiind felul lor de a vedea lucrurile, ce-l poate reține dacă obiectul i-a plăcut? Încă de la începutul deceniului al patrulea, când noi îmbrăcam uniforma jungsturmului și îndeplineam primul plan cincinal, iar ei își petreceau serile în saloane în stil aristocratic occidental, cum era apartamentul Concordiei Los, soțiile lor etalau toalete de origine străină. De unde proveneau toate astea? Și ce nume aveau? Parcă erau angajați în serviciu după nume. De pildă, la Comitetul Securității de Stat al regiunii Kemerovo, procurorul Turtnev, trântorul, șeful serviciului de anchetă, majorul Shkrukin, profitorul, adjunctul lui, locotenentul colonel Balandin, zămârcă. Tot acolo anchetatorul Skorovatov, iute de mână. Să vrei să le născocești și n-ai putea. Și apoi, toate la un loc. Pe Volkopialov, moartea lupilor, și Gravishenko, jefuitorul, i-a mai menționat. Oare să nu se reflecte nimic în numele oamenilor și în comasarea lor? Și iată din nou cum este memoria deținuților. Ivan Corneev a uitat numele acelui colonel de securitate, prietenul Concordiei Iose, după cum s-a dovedit cunoștință comună, cu care a stat împreună la izolatorul din Vladimir. Acest colonel era întruchiparea instinctului puterii și al profitului contopite la un loc. La începutul anului 1945, perioada de vârf a trofeelor, el a cerut să lucreze în acel sector al organelor care, în frunte cu Abakumov însuși, controlau jaful de război, adică se străduiau să prade cât mai mult, nu în folosul statului, ci al lor propriu, ceea ce au izbutit cu vârșini de sat. Eroul nostru a ras vagoane întregi și a construit câteva vile, una în plin. După război, bogăția îi se urcase într-atât la cap încât, odată, la gara Novosibirsk, a ordonat să fie dați afară toți consumatorii dintr-un restaurant, iar pentru el și tovarășii de băutură să fie aduse fete și femei pe care le-a silit să danseze goale pe mese. Asta însă i-ar fi fost trecută cu vederea dacă n-ar fi încălcat o altă lege importantă, la fel ca și Krușkov, a mers împotriva alor săi. Acela a înșelat organele, iar acesta, și mai rău, a pariat că va seduce soțiile. Ale cui credeți? Ale colegilor săi cechiști, și nu l-au iertat. A fost închis într-un izolator politic în virtutea articolului 58. Era furios că au îndrăznit să-l bage la pușcărie și nu se îndoia că se vor răzgândi.
poate că s-au răzgândit. Acest destin fatal de a fi și ei închiși nu era chiar rar printre găitanele albastre. Nu exista un mijloc mai temeinic de asigurare împotriva lui, însă nu se știe de ce ei nu trag învățăminte din lecțiile trecutului. Probabil tot din lipsă de inteligență superioară, iar cea inferioară le șoptește. Se întâmplă rare ori, nu se întâmplă multora, eu o să scap și apoi nici ai noștri n-or să mă lase. Ai lor într-adevăr se străduiesc să nu-i lase la nevoie. Există o înțelegere tacită între ei, să aranjeze pentru colegi măcar un regim privilegiat. Colonelul I.J. Vorobiov, la închisoarea specială din Marfino, aceluiași V.N. Ilin la Lubianca, vreme de peste 8 ani. Celor care sunt închiși, câte unul, pentru greșelile personale, datorită acestei prevederi de castă, de obicei nu le este rău și așa se explică sentimentul de nepedepsire pe care îl încearcă zi de zi în timpul serviciului. Cu toate acestea, sunt cunoscute câteva cazuri când unii agenți operativi de lagăr au fost aruncați să-și ispășească pedeapsa în lagăre comune, unde s-au întâlnit cu zechii, care se aflaseră cândva sub puterea lor și nu le-a fost prea bine. De exemplu, agentul operativ Munchin, care ura cu înverșunare articolul 58 și se bizuia pe sprijinul hoților, a fost gonit de aceiași hoți să doarmă sub plici. Nu avem însă posibilitatea să aflăm mai multe amănunte despre aceste cazuri pentru a le putea explica. Însă, acei agenți de securitate care nimeresc în val, au și ei valurile lor, riscă totul. Valul este o stihie. Este chiar mai puternic decât organele și aici nimeni nu-ți va mai veni în ajutor, de teamă să nu fie el însuși târât în aceeași prăpastie. Totuși, și în ultima clipă, dacă dispui de informații bune și ai o minte subtilă de cechist, încă mai poți scăpa de sub avalanșă, demonstrând că nu ai nimic de a face cu ea. Astfel, capitanul Saenko, nu acel tâmplar cechist care în 1918-1919 devenise celebru prin mulțimea de oameni împușcați, prin metodele de tortură, împunsături cu sabia în corp, lovituri în fluierul piciorului, turtirea capului sub greutăți și arderea pielii, dar poate rudă cu acesta, a avut slăbiciunea să se căsătorească din dragoste cu o cavejedistă pe nume Kohanskaya. Și brusc, încă la începutul formării valului, el a aflat că vor fi arestați toți cavejediștii. În vremea aceea, el era șeful secției operative a GPU-ului din Arhangelsk. Și atunci ce credeți că a făcut? Fără să stea nicio clipă pe gânduri, a băgat-o la închisoare pe soția iubită. Și nici măcar pentru vina de a fi fost cavejedistă, i-a confecționat un alt dosar. Și nu numai că a scăpat, dar a fost și avansat, a devenit șeful NKVD-ului din Tomsk. Încă un subiect, sunt cu duiumul pe aici. Poate cineva le va folosi. Valurile se nășteau în virtutea unei legi tainice de înnoire a organelor, un mic sacrificiu periodic pentru ca toți cei rămași să capete aerul de purificați. Organele trebuiau să se schimbe mai repede decât creșterea normală și îmbătrânirea generațiilor umane. Niște bancuri de ghebiși trebuiau să piară la fel de inevitabil precum nisetrul, care vine să moară pe pietrele râurilor pentru a fi înlocuit de puiet. Această lege a fost bine sesizată de inteligența superioară, dar găitanele albastre nu au vrut să recunoască această lege și să o prevadă. Și regii organelor și ași organelor și miniștrii înșiși, în ceasul hărăzit de astre, și-au așezat capul sub propria ghilotină. Cel dintâi banc l-a atras după sine Iagoda. Este foarte probabil ca multe dintre acele nume glorioase, care ne vor încânta când va veni vorba de Belomor Canal, au nimerit în acest banc, numele lor fiind șterse ulterior din șirurile poetice. Cel de-al doilea banc a fost foarte curând atras de efemerul Ejov. Unii dintre cei mai buni cavaleri ai anului 1937 au pierit în acest șuvoi. Însă nu trebuie să exagerăm, nici pe departe toți cei mai buni. Ejov a fost bătut la anchetă, arăta jalnic. De când cu aceste arestări a rămas orfan însuși gulagul. De pildă, concomitent cu Ejov au fost întemnițați și șeful direcției financiare a Gulagului și șeful direcției sanitare și șeful VOR și chiar șeful secției operative a Gulagului, șeful peste toți cu metrii lagărelor. Apoi a fost bancul lui Beria, iar grasul și înfumuratul Abakumov s-a poticnit înainte de asta singur. Cândva, istoricii organelor, dacă arhivele nu vor lua foc,
Ne vor relata toate acestea pas cu pas, cu tot noianul de cifre și cu toată strălucirea numelor. Eu voi istorisi puțin din povestea lui Ryumin și Abakumov, pe care am aflat-o întâmplător. Nu voi repeta ceea ce am izbutit să spun despre ei în alt loc. Înălțat de Abakumov, fiind unul dintre apropiații lui, Ryumin a venit la el spre sfârșitul anului 1952 cu vestea senzațională că profesorul dr. Ettinger a recunoscut tratamentul greșit prescris lui Zhdanov și Shcherbakov cu scopul de a-i ucide. Abakumov a refuzat să creadă pur și simplu pentru că el cunoștea această bucătărie și a considerat că Ryumin întrece măsura. Ryumin însă intuia mai bine ce vrea Stalin. Pentru verificare a organizat în aceeași seară un interogatoriu încrucișat lui Ettinger, din care au tras concluzii diferite. Abakumov că nu există nicio chestiune a medicilor, Ryumin că există. Dimineața urmau să verifice încă o dată, însă, mulțumită particularităților miraculoase ale stabilimentului nocturn, Ettinger a murit în aceeași noapte. În aceeași dimineață, Ryumin, evitându-l pe Abakumov și fără știința lui, a telefonat la Comitetul Central și a cerut audiență la Stalin. Eu cred că nu acesta a fost pasul lui cel mai hotărător. Pasul decisiv, când Ryumin și-a riscat capul, îl făcuse în ajun, nefiind de acord cu Abakumov, și când probabil l-a ucis pe Ettinger în cursul nopții. Dar cine cunoaște tainele acestei curți? Ori poate intrase în legătură cu Stalin mai înainte. Stalin l-a primit pe Ryumin și a dat curs chestiunii medicilor, iar pe Abakumov l-a arestat. În continuare, Ryumin s-a ocupat de cazul medicilor în mod independent și chiar în pofida lui Beria. Există indicii că, înainte de moartea lui Stalin, poziția lui Beria era amenințată și, poate, Stalin a fost eliminat prin intermediul lui. Unul dintre primii pași ai noului guvern a fost renunțarea la cazul medicilor. Atunci a fost arestat Ryumin, încă sub domnia lui Beria, dar Abakumov nu a fost eliberat. La Ljubljanka au fost introduse rânduieli noi și pentru întâia oară de când exista i-a trecut pragul un procuror, D.P. Terehov. Ryumin a fost agitat și slugarnic. Nu sunt vinovat, am fost închis pe nedrept. A cerut să fie interogat. Cum îi era obiceiul, sugea o bomboană și, la observația lui Terehov, a scuipat-o în palmă. Scuzați-mă. Cum am mai spus, Abakumov a izbucnit în râs. Este o mistificare. Terehov i-a arătat mandatul prin care era împuternicit să controleze închisoarea interioară a MGB-ului. Din astea se pot face 500, a replicat Abakumov dând din mână. Pe el, ca patriot al instituției sale, nu-l ofensa atât faptul că stă în închisoare, cât mai ales încercările de a atenta la prestigiul organelor care nu pot fi subordonate nimănui pe lume. În iulie 1954, Ryumin a fost judecat la Moscova și împușcat, iar Abakumov continua să stea la închisoare. Iată ce i-a spus Terehov la interogatoriu. Ai niște ochi prea frumoși. Îmi va părea rău să te împușc. Renunță la cazul meu. Renunță când ești rugat cu binele. Într-o zi, Terehov l-a chemat și i-a dat să citească ziarul cu comunicatul privind demascarea lui Beria. Aceasta a constituit atunci o senzație de proporții aproape cosmice. Abakumov însă a citit fără măcar să tresară. A întors foaia și a început să citească pagina sportivă. Altădată, când la interogatoriu insista un personaj important din cadrul securității statului, subordonatul lui Abakumov, în trecutul nu prea îndepărtat, Abakumov l-a întrebat. Cum ați putut să admiteți ca ancheta în cazul Beria să nu fie condusă de MGB, ci de procuratură? Era obsedat de această idee. Și tu crezi că pe mine, ministrul securității de stat, mă vor judeca? Da. Atunci poți să-ți pui joben. Organele nu mai există. Desigur, avea o viziune prea sumbră asupra lucrurilor acest curier special incult. Abakumov, stând la Ljubljanka, nu se temea de judecată, se temea să nu fie otrăvit, iarăși un vrednic fiu al organelor. A refuzat definitiv hrana din închisoare și mânca doar ouă pe care le cumpăra de la bufet. Aici îi lipsea perspicacitatea tehnică, credea că ouăle nu pot fi otrăvite. Din biblioteca foarte bogată a închisorii Ljubljanka, el lua cărțile lui Stalin, care l-a băgat la pușcărie. Asta o făcea mai degrabă în mod demonstrativ sau din calcul,
considerând că adepții lui Stalin nu pot să nu iasă biruitori. A trebuit să stea 2 ani în închisoare. De ce nu l-au eliberat? Întrebarea nu este naivă. Dacă s-ar pune la socoteală crimele împotriva umanității, el era cufundat în sânge până peste cap, însă nu doar el. Dar toți ceilalți însă au rămas neatinși. Și aici este un mister. Circula un zvon că, la timpul său, a lovit-o personal pe Liuba Sadâh, nora lui Hrușciov, soția fiului cel mare, condamnat sub Stalin și trimis într-un batalion disciplinar unde a și murit. Iată de ce, arestat de Stalin, el a fost judecat sub Hrușciov, la Leningrad, și la 18 decembrie 1954 executat. Își făcea inimă rea degeaba. Organele nu au pierit din pricina asta. Dar, cum ne povățuiește înțelepciunea populară, dacă trăiești cu lupii, trebuie să urli ca ei. Acest neam de lupi, oare de unde a apărut în poporul nostru? Oare nu are aceleași rădăcini ca și noi? Nu are același sânge? Pentru a nu flutura prea brusc mâinile albe ale celor drepți, să ne întrebăm fiecare. Dacă viața mea ar fi luat o altă întorsătură, oare n-aș fi devenit și eu călău ca și ei? Este o întrebare cumplită, dacă vrei să dai un răspuns cinstit. Îmi aduc aminte de anul al treilea la universitate, în toamna anului 1938. Noi, băieții, comsomoliști, suntem chemați la comitetul raional al comsomolului de 2 ori și aproape fără să ni se ceară consimțământul, ne pun să completăm niște formulare, ci că sunt destui fizicieni, matematicieni și chimiști. Vom fi mai folositori patriei dacă intrăm în școlile NKVD-ului. Căci întotdeauna este așa, nu cineva are nevoie, ci însăși patria, pentru că ea știe totul și vorbește întotdeauna un funcționar. Cu un an mai înainte, același comitet raional ne recruta pentru școlile de aviație. Am refuzat și atunci. Ne părea rău să ne lăsăm de universitate, dar nu cu atâta dârzenie ca acum. După un sfert de secol, cineva ar putea gândi, da, sigur, vă dădeați seama de arestările care mișunau în jur, de torturile din închisori și în ce noroi sunteți atrași. Nici de cum, căci dubele securității circulau noaptea, iar noi eram aceia care defilau cu steaguri în mâini. De unde să știm noi și de ce să ne gândim la arestări? Că i-au schimbat pe toți conducătorii de la regiuni, pentru noi era absolut tot una. Au îndemnițat 2-3 profesori, însă noi nu ne duceam cu ei la dans, ba era și mai ușor să ne dăm examenele. Noi aveam 20 de ani și pășeam în coloana celor de o vârstă cu octombrie și în această calitate ne aștepta viitorul cel mai luminos. Nu este ușor să definești acel sentiment interior, nesusținut de niciun argument, care ne împiedica să consimțim să mergem la școala NKVD-ului. Asta nu provenea câtuși de puțin din cursurile de materialism istoric. Din ele reieșea clar că lupta împotriva dușmanului interior constituie un front fierbinte și este o misiune de onoare. Asta contrazicea și interesul nostru practic. În vremea aceea, o universitate provincială nu ne putea făgădui nimic, în afară de o școală sătească într-un fund de țară și un salariu modest. Școlile NKVD-ului făgăduiau rații de alimente și salariu dublu sau triplu. Ceea ce simțeam noi nu avea nume și chiar dacă avea, nu-l puteam spune unul altuia de teamă. Ceea ce se împotrivea nu avea nicio legătură cu capul, ci venea mai degrabă de undeva din piept. Pot să strige din toate părțile, trebuie, și propriul tău cap să zică de asemenea, trebuie, însă pieptul se opune. Nu vreau, mi-e greață. Faceți cum credeți, dar eu nu iau parte. Aceasta venea de foarte departe, poate de la Remontov. Din acele decenii ale vieții rusești, când pentru un om onorabil se spunea deschis și cu glas tare, nu exista meserie mai rea și mai dezgustătoare decât cea de jandarm. Ba și mai de departe. Fără măcar să știm, noi ne-am răscumpărat libertatea cu firfiricii care au mai rămas din galbenii străbunilor, din acele vremuri când morala nu era socotită relativă, iar binele și răul erau deosebite pur și simplu cu inima. Totuși unii dintre noi s-au înrolat atunci. Cred că dacă ar fi exercitat o presiune mai mare asupra noastră, ne-ar fi făcut pe toți să cedăm. Iată ce vreau să-mi imaginez. Dacă în război aș fi purtat deja însemnele degradat la peltițele albastre de la gât, oare ce-ar fi ieșit din mine? Acum, desigur, aș putea să fiu binevoitor cu mine și să pretind că inima mea aprigă n-ar fi suportat, că aș fi obiectat, aș fi trântit ușa.
Dar când stăteam întins pe patul din închisoare, nu știu cum am început să-mi examinez drumul real de ofițer și m-am îngrozit. N-am devenit ofițer îndată ce am ieșit de pe băncile facultății cu capul burdușit de integrale. Înainte de asta am făcut 6 luni de serviciu militar chinuitor și am simțit destul pe pielea mea ce înseamnă, cu burta goală, să fii gata să te supui unor oameni care poate nici măcar nu erau vrednici de tine. Apoi, încă jumătate de an am fost chinuit la școala de ofițeri. Oare trebuia să simt mereu amărăciunea vieții de soldat? Cum îngheață pielea pe mine și cum e sfâșiată? Nu. Drept consolare, mi-au prins 2 steluțe pe epoleți, apoi a treia, a patra și am uitat totul. Cel puțin mi-am păstrat dragostea de libertate din studenție? Păi noi n-am cunoscut niciodată așa ceva. Noi am cunoscut dragostea de încolonare și dragostea de marșuri. Mi-amintesc foarte bine că tocmai în școala de ofițeri am încercat bucuria primitivismului, să fii militar și să nu te gândești la nimic. Bucuria de a te cufunda în modul de a trăi al celorlalți, de a trăi cum se obișnuiește în mediul nostru militar. Bucuria de a uita niște subtilități spirituale cultivate în tine din copilărie. În școala militară eram mereu flămânzi, mereu preocupat să găsim și să șparlim o bucățică în plus și îi priveam cu invidie pe cei care îi izbuteau. Cel mai mult ne temeam să nu absolvim școala și să nu primim tresele de ofițeri. Cei care nu absolveau erau trimiși la Stalingrad și erau instruiți ca niște fiare tinere, mai mult să ne înrăiască și apoi să ne asmută asupra oricui după dorință. Nu dormeam niciodată de ajuns. După stingere puteau să ne ordone să mergem de unul singur, sub comanda sergentului, în pas de front. Asta drept pedeapsă. Sau noaptea sculau întreg plutonul și îl aliniau în jurul unei cizme murdare. Priviți! Acest nemernic o să-și curețe acum cizma și până nu strălucește, veți sta cu toții lângă el. Și în așteptarea febrilă a treselor, noi ne perfecționam mersul ofițeresc de tigri și vocea metalică a comenzilor. Iată însă că a venit ziua și mi s-au agățat tresele. Și cam peste o lună, formând o baterie de artilerie în spatele frontului, eu l-am și pus pe indolentul soldățel Berbeniov să meargă în pas de front după stingere, sub comanda recalcitrantului sergent Metlin. Toate acestea le uitasem, sincer le-am uitat cu trecerea anilor. Acum a plecat asupra hârtiei, mi le-am adus aminte. Și un bătrân colonel, venit cu o comisie de control, m-a chemat și m-a dojenit. Iar eu, după ce terminasem universitatea, mă justificam. Așa ne-am învățat la școală. Cu alte cuvinte, despre ce considerente general umane mai poate fi vorba odată ce suntem în armată? Și cu atât mai mult în organe. Crește mândria în inimă precum slănina pe spinarea porcului. Aruncam subordonaților ordine indiscutabile, convins că altele mai bune nu există. Chiar și pe front, unde-i crede că moartea ne face pe toți egali, puterea mă făcea să mă cred superior. Stăteam pe scaun și îi ascultam pe ei, care stăteau în picioare, în poziție de drepți, îi întrerupeam, le dădeam indicații. Celor care erau tați și bunici, mă adresam cu tu, ei mie firește cu dumneavoastră. Îi trimiteam sub foc de obuze să restabilească legătura firelor telefonice rupte, numai ca să nu-mi atrag reproșurile superiorilor. Așa a murit Andrei Iașin. Mâncam untul cu biscuiți fără să mă întreb de ce mie, ca ofițer, mi se cade, iar soldaților nu. Firește, aveam împreună cu un alt ofițer o ordonanță, mai elegant spus, curier, pe care îl suceam și îl îmbârteam cu tot felul de porunci și, în plus, îl puneam să ne gătească mâncare, separat de aceea a soldaților. Anchetatorii de la Ljubljanka nu au ordonanțe, de așa ceva nu-i poți acuza. Vieții soldați se speteau, săpându-mi bordeie speciale de fiecare dată când ne opream într-un alt loc, cărând în ele bârne cât mai groase ca să fie confortabile și să mă simt în siguranță. Însă, dați-mi voie, în bateria mea exista și cameră de arest. Da, în pădure? Cum? Tot o groapă, dar mai bună decât a diviziei din Gorohovets, pentru că era acoperită și cei pedepsiți își primeau rația de hrană. A fost închis acolo Viușkov pentru că a pierdut un cal și Popkov pentru proasta îngrijire a carabinei. Și mai dați-mi voie, îmi mai aduc aminte că mi-au cusut un porhart din piele nemțească, nu de om, nu, ci desfăcută de pe scaunul unui automobil, dar n-a ajuns și pentru curea. Eram tare mâhnit. Într-o zi am văzut o curelușă foarte potrivită la un comisar de partizani de la Comitetul Raional din localitate.
și am luat-o. Noi suntem armata. Noi suntem superiori. Îi amintiți pe sergentul Senchenko. În sfârșit, și portsigaretul meu propuriu, trofeu de război, l-am râvnit mult, de aceea am ținut minte când mi l-au luat. Iată ce fac epoleții cu omul. Unde erau povețele bunicii din fața icoanei? Și unde erau acele visuri de pionier despre viitoarea sfântă egalitate? Și când la postul de comandă al comandantului de brigadă, agenții de la SMERSH mi-au smuls acești epoleți blestemați, mi-au scos centura și m-au îmbrâncit să mă așez în automobilul lor, și atunci când destinul meu era dat peste cap, eram profund lezat de faptul că voi trece astfel, degradat prin camera telefoniștilor, soldații de rând nu trebuiau să mă vadă așa. A doua zi după arestare mi-am început și eu, pe jos, drumul Vladimirului. Serviciul de contraspionaj al armatei expedia către cel al grupului de armate un convoi cu recolta din ultimele zile. De la Osterode până la Brodinca am mers pe jos. Când m-au scos de la carceră și m-am dus să mă încolonez, acolo erau deja 7 arestați, 3 perechi și jumătate, așezați cu spatele spre mine. 6 dintre ei erau îmbrăcați cu mantale de trupă rusești, jerpelite și cavai de ele, care aveau impregnat pe spate cu vopsea albă de șters SU. Asta însemna Soviet Union. Cunoșteam această marcă. Am întâlnit-o de multe ori pe spatele prizonierilor ruși care se târau cu chipuri triste și vinovate în întâmpinarea armatei eliberatoare. I-au eliberat, dar în această eliberare n-a existat o bucurie reciprocă. Compatrioții îi priveau și mai încruntați decât pe nemți, iar nu prea departe, în spatele frontului. Iată ce se întâmpla cu ei. Erau băgați la închisoare. Cel de-al 7-lea arestat era un neamț civil, într-un costum negru cu vestă, cu palton negru și pălărie neagră. Era trecut de 50 de ani, înalt, chisit, cu fața albă, întreținut cu hrană de calitate. M-au pus în perechea a patra și sergentul tătar, comandantul convoiului, mi-a făcut semn să-mi iau geamantanul sigilat, așezat mai la o parte. În geamantan se aflau lucrurile mele de ofițer și tot ce aveam scris, confiscat în vederea condamnării mele. Cum adică geamantanul? El, sergentul, voia ca eu, ofițer, să iau și să car geamantanul? Adică un lucru greu și voluminos pe care ofițerii, conform noului regulament interior, nu aveau voie să-l care? În timp ce alături mergeau 6 soldați simpli cu mâinile goale și un reprezentant al națiunii învinse? Nu m-am exprimat atât de complicat în fața sergentului, dar i-am spus: eu sunt ofițer, să-l ducă neamțul. Niciunul dintre arestați nu a întors capul la auzul vorbelor mele. Le era interzis să se întoarcă. Doar cel care era în pereche cu mine, tot un SU, s-a uitat la mine cu mirare. Când au părăsit ei armata noastră, ea nu era așa. Dar sergentul de la contrainformații nu s-a mirat. Deși în ochii lui nu eram ofițer, deprinderile și opiniile lui coincideau însă cu ale mele. L-a chemat pe neamțul care nu avea nicio vină și i-a ordonat să care geamantanul. Bine, măcar că n-a înțeles discuția noastră. Noi, toți ceilalți, am dus mâinile la spate. Prizonierii nu aveau niciun sac, nicio bocceluță. Au plecat din patrie cu mâinile goale. Cu mâinile goale se întorceau. Și coloana noastră, formată din 4 perechi, una după alta, s-a urnit din loc. Nu aveam voie să vorbim cu ostașii din escortă. Era strict interzis să vorbim între noi. Și pe drum, și la opriri, și la popasurile de noapte. Inculpați fiind, trebuia să mergem ca și cum am fi fost despărțiți de niște paravane invizibile, ca și cum am fi fost turtiți, fiecare într-o celulă individuală. Erau niște zile schimbătoare de primăvară timpurie. Ba se răspândea o ceață ușoară și noroiul subțire plescăia deprimat sub cizmele noastre, chiar și pe șoseaua tare. Ba cerul se însenina și soarele de un galben blând, încă nesigur de harul lui, încălzea colinele aproape eliberate de zăpadă și ne arăta mai transparentă lumea pe care trebuia să o părăsim. Ba se năpustea un vifor dușmănos și smulgea din norii negri zăpadă, care parcă nici nu era albă, nebiciuia cu ea, rece, peste față, peste spate, peste picioare, udându-ne mantalele și obielele. 6 spinări în față, mereu 6 spinări. Aveam timp să privesc și să tot privesc acele mărci SU strâmbe și hidoase, și catifeaua neagră, lucioasă, de la gulerul neamțului.
Aveam timp să-mi analizez viața parcursă și să devin conștient de cea prezentă, dar nu puteam. Nici acum, după ce am fost izbit cu măciuca în cap, nu puteam să înțeleg. 6 spinări, în legănarea lor nu era nici aprobare, nici condamnare. Curând neamțul a obosit. Muta geamantanul dintr-o mână în cealaltă, ducea mâna la inimă, făcea semne soldatului din escortă că nu-l mai poate duce. Și atunci vecinul de lângă el, un prizonier de război, care Dumnezeu știe de câte suferințe avusese parte în captivitatea ei recentă, dar poate și de îndurare, i-a luat geamantanul, nesilit de nimeni, să-l ducă el. Pe urmă l-au dus alți prizonieri și la fel fără să le ordone nimeni. Apoi din nou neamțul. Dar eu nu. Și nimeni nu mi-a spus niciun cuvânt. În drum am întâlnit un lung convoi de căruțe militare goale. Surugii ne priveau cu interes, unii se ridicau în picioare și se zgâiau. Curând am înțeles că eu eram obiectul însuflețirii și îndârjirii lor. Mă deosebeam net de ceilalți. Mantaua mea era nouă, bine ajustată pe talie, petlițele încă nu fusese redescusute, iar nasturii netăiați străluceau ca aurul ieftin în lumina soarelui, care se arăta din când în când printre nori. Se vedea perfect că eram ofițer proaspăt, de curând arestat. Poate că, într-o oarecare măsură, această prăbușire trezea în ei bucurie, ca un reflex de dreptate. Dar mai degrabă, în capetele lor îndoctrinate la ședințele de învățământ politic, nu putea să încapă ideea că, uite așa, ar putea fi luat și comandantul lor de companie și ei au decis la oaltă că eu veneam din partea cealaltă. Te-au prins, lepădătură vlasovistă, să fie împușcat ticălosul, strigau vizitii înfierbântați, cuprinși de mânia specifică celor din spatele frontului. Cel mai puternic patriotism se manifestă întotdeauna în spatele frontului. Și mi-au zis câte și mai câte și m-au făcut în fel și chip. Eu eram pentru ei un fel de șarlatan internațional, care însă, iată, a fost prins și acum ofensiva pe front se va desfășura și mai repede, iar războiul se va sfârși mai devreme. Ce le puteam răspunde? Nu aveam voie să rostesc niciun cuvânt. Fiecăruia trebuia să-i povestesc toată viața. Cum aș fi putut să-i fac să priceapă că nu sunt un diversionist? Că le sunt prieten? Că din pricina lor mă aflu aici? Am început să zâmbesc. Privind înspre ei, le zâmbeam din coloana de arestați. Și acest zâmbet larg, cu toată gura, mi s-a părut cea mai cruntă batjocură și s-au pornit cu și mai mare îndârșire și furie să-mi strige tot felul de injurii și să mă amenințe cu pumnii. Zâmbeam mândrindu-mă că nu am fost arestat pentru tâlhărie, nici pentru trădare ori dezertare, ci pentru că, prin forța perspicacității, am ghicit tainele scelerate ale lui Stalin. Zâmbeam pentru că vreau și poate voi izbuti să mai îndrept cât de puțin viața din Rusia noastră. În vremea aceasta, geamantanul meu era purtat de alții. Și nu simțeam nicio remușcare. Și dacă vecinul meu, a cărui față scofâlcită fusese în 2 săptămâni, năpădită de un părtes și moale, iar ochii erau plini de suferință și înțelegere, mi-ar fi reproșat acum, în cea mai limpede limbă rusă, că am înjosit onoarea de arestat, cerând ajutorul escortei, că eu mă ridic pe mine deasupra celorlalți, că sunt înfumurat, eu nu l-aș fi înțeles. Pur și simplu n-aș fi înțeles despre ce vorbește, căci doar eram ofițer. Dacă 7 dintre noi ar fi trebuit să moară în drum, iar pe cel de-al 8-lea escorta l-ar fi putut salva, ce m-ar fi putut împiedica atunci să strig? Sergent, salvează-mă pe mine, doar sunt ofițer. Iată ce înseamnă un ofițer, chiar dacă epoleții lui nu sunt albaștri. Dar dacă erau albaștri, dacă îi se insinua ideea că printre ofițeri el este sarea pământului, că lui îi se acordă mai multă încredere decât altora și el știe mai multe decât alții și pentru toate acestea trebuie să-i vâre inculpatului capul între picioare și în poziția asta să-l îndese într-un burlan, de ce să nu-l îndese? Îmi atribuiam spirit de sacrificiu dezinteresat, dar în realitate eram pe deplin pregătit să devin călău. Și dacă intram în școala NKVD-ului în timpul lui Ejov, poate că în vremea lui Beria, aș fi fost îndeajuns de bun? Acel cititor care așteaptă ca această carte să fie o demascare politică poate să o închidă aici. Dacă totul ar fi atât de simplu.
că undeva există oameni negri care săvârșesc intenționat doar fapte negre și nu trebuie decât să-i deosebești de ceilalți și să-i distrugi. Dar linia care separă binele și răul intersectează inima fiecărui om și cine va distruge o bucățică din inima sa. În decursul vieții unei inimi, această linie își schimbă locul în ea, fie împinsă de bucuria răului, fie eliberând spațiul pentru binele înfloritor. Unul și același om la vârste diferite, în diferite situații de viață, este un om cu totul diferit, când aproape de diavol, când aproape de cele sfinte. Dar numele nu se schimbă și lui îi atribuim totul. Socrate ne-a lăsat dictonul, cunoaște-te pe tine însuți. Și în fața grupii în care ne pregăteam să împingem pe opresorii noștri, ne oprim cutremurați. N-a fost decât o întâmplare că n-am fost noi călăii, ci ei. Dacă Maliuta Skuratov ne-ar fi chemat, nici noi nu am dat greș. De la bine la rău nu este decât un singur pas, spune proverbul. Deci, și de la rău la bine. Îndată ce în societate s-au pus în mișcare amintirile despre acele nelegiuiri și torturi din toate părțile, am fost asaltați cu explicații, cu scrisuri și obiecții. Acolo, la NKVD sau MGB, au existat și oameni buni. Îi cunoșteam pe aceia buni. Sunt cei care vechilor bolșevici le șopteau, nu vă lăsați, sau chiar le strecurau pe furiș un mic sandwich, iar pe ceilalți îi loveau cu picioarele unul după altul. Dar mai presus de partide, dintre aceia omenește buni oare să nu fi existat acolo? În genere, acolo nu trebuiau să existe. Dintre aceștia evitau să angajeze, îi cercetau bine înainte de a-i angaja. În timpul războiului la Riazan, un aviator din Leningrad îi implora, după spitalizare, pe medicii de la dispensarul de tuberculoză. Vă rog, găsiți-mi ceva, mă obligă să mă angajez la organe. Radiologii i-au inventat o infiltrație tuberculoasă și numai decât cei de la securitate au renunțat la el. Cel care nimera din greșeală la organe, fie că se integra în acest mediu, fie că era respins, alungat de acesta, iar uneori singur se arunca pe șine. Și totuși, să nu fie existat? La Chișinău, un tânăr locotenent ghebist a venit la Shipovalinkov, cu o lună înainte de arestarea lui. Plecați, plecați, vor să vă aresteze. O fi făcut asta din proprie inițiativă? L-o fi trimis mama lui să-l salveze pe preot? După arestare, a avut parte să-l și escorteze pe părintele Victor și se căina. De ce n-ați vrut să plecați? Sau alt exemplu. Am avut un comandant de pluton, locotenentul Ovsianikov. Pe front n-am avut pe nimeni mai apropiat ca el. Jumătate din cât a durat războiul a mâncat din aceeași gamelă și în timpul canonadelor mâncam între două explozii să nu se răcească supa. Era băiat de la țară, cu un suflet atât de curat și cu o privire atât de dreaptă, că nici școala noastră, nici faptul că era ofițer nu l-au stricat câtuși de puțin. Și pe mine mă îmblânzea și mă tempera de multe ori. Toate acțiunile lui ca ofițer aveau un singur scop, cum să păstreze viața și să menajeze forțele soldaților săi. Printre ei erau mulți oameni în vârstă. De la el am aflat pentru întâia oară ce este satul de astăzi și ce sunt colhozurile. Vorbea despre toate acestea fără supărare, fără să protesteze, simplu, așa cum o apă din pădure reflectă copacii până la cea din urmă rămurică. Când am fost arestat, a fost zguduit. Mi-a scris cea mai bună caracterizare și a dus-o la semnat comandantului de divizie. După ce a fost demobilizat, a căutat să mă ajute prin mijlocirea rudelor, și era prin anul 1947, care nu prea se deosebea de 1937. La anchetă m-am temut foarte mult pentru el și mă rugam să nu-mi fie citit jurnalul de război. În el erau consemnate povestirile lui. Când am fost reabilitat în 1957, am dorit foarte mult să-l găsesc. Îmi aminteam adresa lui de la țară. I-am scris odată, i-am scris de două ori, niciun răspuns. Am găsit un firicel că ar fi absolvit Institutul Pedagogic din Iaroslav. De acolo mi-au răspuns. A fost repartizat să lucreze la organele securității de stat. Extraordinar. Dar cu atât mai interesant. I-am scris la adresa din oraș, niciun răspuns. Au trecut câțiva ani. Am publicat Ivan Denisovici. Ei, acum o să dea un semn de viață. Nu.
Peste încă 3 ani l-am rugat pe unul din corespondenții mei din Iaroslav să meargă la el și să-i predea scrisoarea în mână. Acela a procedat întocmai și mi-a scris. Se pare că n-a citit Ivan Denisovici. Într-adevăr, de ce să știe ei ce s-a întâmplat cu condamnaților mai departe? De data aceasta, Ovsianikov nu mai putea să tacă și a răspuns. După absolvirea institutului, mi s-a propus să lucrez la organe și am crezut că și aici va fi foarte bine. Ce va fi foarte bine. N-am prea reușit în noua mea activitate. Unele lucruri nu mi-au plăcut, dar lucrez, fără bâtă. Dacă nu greșesc, n-o să-mi fac tovarășul de rușine. Iată și justificarea, tovărășia. Acum nu mă mai gândesc la viitor. Asta e tot. Iar scrisorile dinainte se pare că nu le-a primit. Nu dorește să ne întâlnim. Dacă ne-am fi întâlnit, cred că acest capitol l-aș fi scris mai bine. În ultimii ani ai lui Stalin ajunsese anchetator, anii când toți, fără excepție, erau condamnați la un sfert. Oare cum s-o fi restructurat totul în conștiința lui? Cum s-o fi întunecat? Dar amintindu-mi-l pe flăcăul de altădată curat ca lacrima și plin de abnegație, aș putea oare să cred că nu există cale de întoarcere? Că n-au mai rămas din el niște mlădițe vii? Când anchetatorul Goldman i-a dat Verei Corneeva să semneze articolul 206, ea a înțeles care-i sunt drepturile și s-a apucat să aprofundeze cazul tuturor celor 17 membri ai grupului lor religios. El s-a înfuriat cumplit, dar nu a putut să o refuze. Ca să nu se plictisească, a dus-o într-o cancelarie mare unde se aflau vreo 6 salariați de tot felul, iar el a plecat. La început Corneeva a citit, pe urmă, nu știu cum, din plictiseala funcționarilor, s-a stârnit o discuție. Și Vera a început cu glas tare să le țină o adevărată predică religioasă. Trebuie să o cunoașteți, este o ființă luminoasă, cu o inteligență vie și cu darul oratoriei, deși în libertate nu a fost decât un lăcătuș, grăjdar și gospodină. Toți o ascultau, ținându-și răsuflarea, din când în când punând întrebări. Pentru ei toți era ceva neobișnuit. Se umpluse încăperea, veniseră și din alte birouri. Chiar dacă nu erau anchetatori, ci doar dactilografe, stenografiste, legători de dosare, făceau parte din mediul lor tot organe în 1946. Aici nu se poate reconstitui monologul ei, a izbutit să le spună felurite lucruri. Și despre trădătorii de patrie, de ce nu au existat și în timpul războiului de apărare a patriei din anul 1812, în epoca iobagismului? Atunci era firesc să existe, însă cel mai mult a vorbit despre credință și credincioși. Înainte, spunea ea, la voi se miza totul pe pasiunile dezlănțuite. Jefuiește ce a fost jefuit. Și atunci firește, credincioșii vă deranjau. Acum însă când vreți să construiți și să fiți fericiți pe lumea asta, de ce îi prigoniți pe cei mai buni cetățeni ai voștri? Ei constituie pentru voi cel mai prețios material, căci credincioșii nu trebuie controlați. Un credincios nu fură și nici nu se eschivează de la muncă. Voi credeți că veți construi o societate dreaptă cu hoții și zavisnicii? La noi totul se prăbușește. De ce scuipați în sufletele celor mai buni oameni? Lăsați biserica să se separe cu adevărat de stat, nu vă atingeți de ea și cu acestea nu veți pierde. Sunteți materialist? Atunci bazați-vă pe dezvoltarea învățământului, care cică va spulbera credința. De ce să arestați? În acest moment a intrat Goldman și a vrut să o întrerupă brutal, însă toți au strigat la el. Tacă-ți gura, las-o în pace. Vorbește, vorbește, femeie. Cum să îi te adresezi? Cetățeană? Tovarășă? Toate astea sunt interzise, sunt încurcate în convenții. Zii femeie, cum s-a adresat și Hristos. Nu vei greși. Și Vera a continuat de față cu anchetatorul ei. Oare de ce acestor ascultători din Cancelaria Securității le-a mers atât de viu la inimă cuvântul unei deținute neînsemnate? Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, mă puteți încuraja cu un like, un share sau un comentariu despre ce v-ar mai plăcea să regăsiți pe acest canal. Nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un video nou.
De asemenea, puteți căuta acum prin cărțile sau eseurile preferate, prin lecturi online podcast, pe iTunes, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, oriunde preferați și oricând preferați. Prin calitatea de membru al canalului, puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premieră a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast. Până data viitoare, vă invit să răsfoim împreună prin cărțile pe care le-am lăsat în urmă. Pe curând!